Bună ziua, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Vorbim astăzi despre o tranzacție care a avut loc în urmă cu ceva vreme, dar nu multă, în Consiliul Local Municipal. Consilierii locale au aprobat cumpărarea rețelei de distribuție a agentului termic de la electrocentrale ESA către noi, către Constanțeni. Această tranzacție va avea cu siguranță efecte extrem de importante pentru cetățenii, pentru Constanțenii care sunt racordați la rețeaua de energie termică, dar și pentru noi toți, pentru că noi plătim din bani publici pentru această rețea. Vom, am discutat cu doi dintre consilierii PNL care în cele din urmă au votat această tranzacție, dar vom mai discuta despre acest subiect cu oricine dorește să vină și oricine este interesat. Astăzi l-am invitat pentru a discuta despre aceste lucruri pe Tudorel Chesoi, este ex-consilier local și județean, dar. Principalul motiv este pentru că acum trei ani de zile a avut un proiect extrem de interesant care a făcut vâlvă la acea vreme dar care a rămas într-un sertar al primăriei, un proiect care are legătură foarte, foarte mare cu această discuție. Bună ziua, domnule Chiusei! Bună ziua! Noi începem cu un proiectul. Lumea, probabil că știu eu, sunt sigur că l-au auzit, dar nu, că știu dacă, nu știu dacă mai țin minte amănuntele și le vom discuta în această emisiune cu voi, dumneavoastră, dar aș vrea să începem cu această tranzacție care a avut loc. Și eu și dumneavoastră, toți constanțenii vom plăti câteva milioane, două milioane, dacă țin bine de, de lei, pentru această rețea de, de distribuție. Stăți mulțumit că dați acești bani, domnule Chiosuie? E o vorbă. Și asta nu e totul. Deci nu ne costă <laughs> numai atât. O să ne coste mult mai mult. Nu. Eu cred că s-a făcut o mare greșeală. Deci cred că, inclusiv domnul primar, inclusiv Consiliul Local, membrii Consiliul Local, nu ar fi trebuit să accepte să cumpere, de fapt, o relicvă, o conductă, mai multe conducte, mai mulți kilometri de conducte magistrale învechite, cu pierderi și care, pentru a fi reparate, necesită foarte multe sute de milioane de euro, având în vedere faptul că nu schimbăm mai conductele la suprafață, ci că trebuie să spargem tot carosabilul pe lungimea de, mă rog, în, în jur de 200, peste 200 de kilometri, ajungem la București. 200 de kilometri? Da. A, e, vorbim... e, e plastic ce spuneți, Constanța, București, dar vă contrazic. Vă Eu rog, am frumos. citit și am auzit de la consilierii da? locali PNL că n-ar fi vorba despre 200 de kilometri, că ar fi vorba despre circa 140 de kilometri de conducte. Fie și 140, dar să nu uităm când în aceste magistrali, deci, în aceste... Uh, conducte mari prin care se transportă de la CET către toate punctele termice din Constanța, se transportă agentul termic primar, din aceste conducte sunt ramificații către fiecare punct termic. Că doar nu se ducă conducta mare la fiecare punct termic, că vă dați seama că acest lucru nu e tehnic și nu e nici posibil. Deci, sigur, sunt peste 200 de kilometri. Ar fi trebuit aceste date să ne le dea conducerea cetului exact și a aradetului, dacă ține de Radet, pentru că o parte din conducte de la punctul temei până la blocuri sunt administrate de radet Constanța. Cei trebuie și... noi n-am văzut, mă scuzați, noi cei din presă n-am văzut niște rapoarte tehnice și explicate pe înțelesul tuturor văzut. apoi uh, ca să știm despre ce este vorba, totuși de niște bani. Uh, de eu bani. O să vă spun că uh, și timpul va adeveri ceea ce vă spun eu acum în această emisiune. Deci va fi o mare pierdere pentru bugetul local și cea mai mare pierdere pentru Constanțeni. Această tranzacție este păguboasă pentru, pentru toți, Constanțenii și pentru bugetul Consiliului Local. De ce? De ce, domnule Chesuia? Tocmai pentru că, și mai e un lucru foarte important, că o să pun întrebarea către Consiliul Local și către domnul primar, după ce explic de ce este păguboasă, de ce a acceptat ca să ne vândă gigacaloria cu același preț, de vreme ce noi, Consiliul Local sau Constanțenii, vom suporta costurile de întreținere a rețelilor magistrale și nu numai, da? Bun, de ce este păguboasă? Pentru că se știe de foarte mult timp că sunt pierderi de energie termică transportată de la energia termică, transportată de la cet până la punctele termice, sunt recunoscute da, procentual ne? în jur de 30% ce tu recunoaște această pierdere. Nu e păi, niciun secret. Dar, păi da, dacă da, spunem Constanțeniu că 30% sunt pierderi, ei poate că unii nu înțeleg. Dar hai să le spunem că sunt de fapt acești 30% reprezintă 100, cât înseamnă 4 ori 3, 12, vreo 15, 150 de lei din fiecare preț, de, din fiecare giga calorie plătită de Constanțean, 150 de lei sunt uh, pierderile suportate de Constanțen. E cel puțin. Pentru fiecare gigacalorie. Dumneavoastră spuneți de 30%. Oficial, cetul vorbește de 27% în actele care au ajuns la primărie, dar alte surse spun că ar fi vorba despre 40% pierdere. Noi nu știm exact. Asta vreau să vă spun și eu, că ei declară totdeauna să-și apere curtea. Declarăm mai puțin ca să nu sperie adică oamenii... Adică dacă aș vinde o mașină secă, da. ha, spune domnule, consumă 2 litri la sută? Consumă adică 2 la, consumă la sută, da. Mic, și ia, vedeți că 100%. vopseaua e bună, n-are da. rugină și așa mai departe. Nu știu cum va fi, dacă ne-ți deci, vinzi marfa, trebuie să o... Da, ce deci, tu nu recunoaște pierderile totale. Numai că... Nu, nu nu știm, Nu. nu asta nu știm. Eu, spun, eu asta vreau să spun, eu spun că 27%. Bun, recunoaște 27%. Alții spun, liber, alții nu 40%. Pe principiul acela că cine își vinde marfa o face mai orustruiește, eu vă spun că eu cred că sunt cel puțin 40% pierderi. Ori o gigacalorie la ora actuală pentru casnici. E în jur de 460, dacă nu mă înșel. Dar știm exact și vor vedea Constanțenii imediat, pentru că am da? afișat un, un tabel luat de pe site-ul Radet Constanța. Avem acolo prețul pentru. O să vedeți cum este format prețul în gigacalorii pentru clienți casnici și pentru clienți non-casnici. Pentru non-casnici e, e, e mai scump și ceva, ceva de și, ar... și Crește mai, mai tare decât euro. Da, pentru că e uh. undeva 4 400 și ceva Do de lei. Domnul, domnul Hage, Eu am făcut o solicitare simplă după care vreau să vă spun că eu n-am fost niciodată de acord cu acest monopol. Ce tu deții un monopol? Și vorbim imediat. Deci eu am făcut din 460 lei pentru casnici, dacă scădem 40% uh, Ia să vedem 40% uh, pierderi, 4... pierde 4... de temperatură și de Cam apă, 160 da? 184 180. de lei. din minus -460 deci ne dau 280, 276 de lei, cu aproximație, n-am mai făcut scădere aici. Da. Da? 276. Deci, acum, fiecare producător, fie de apă caldă, cum e cetul, fie de... Deși ar trebuie să producă energie. A, ah, fie... asta mă scuza. Hai da. să revenim aici, Așa. că asta este o discuție Deci, de fiecare îș, își mai pune un adaus comercial. Și aici iară o să fac trimitere la proiectul meu cu centrale. termice Stațiul pe că, puncte își spune, termice. Își un comercial care nu poate fi foarte mare pentru că este totul reglementat de către ANRE, Autoritatea Națională de Reglementare în Energie, care spune, Bă, nu poți să spui 300%. Bun, deci cheltuiești că că Sunt costuri de funcționare sclavi. și pentru ce. Dar eu vreau să vă spun următorul lucru. În ședința în care, care, în care am avut o poziție, o interpelare în Consiliul Local și Ședința care m-a determinat să fac acest proiect a fost că în acea ședință se vota majorarea prețului de gigacalor. Eu vreau să știe toată lumea. Cetul deține monopol. Numai el ne poate vinde agentul primar ca să avem apă caldă și încălzire la bloc. Și atunci, dacă deține monopolul, poate să ne-l vândă și cu 1.000 de lei gigacalorie, și nu avem ce să facem. E un preț reglementat. El se duce la NRE și spune, doamnă, că... reglementează în favoarea lor și a ul și acetului. ului Și în defavoarea Constanțelor. Domnul Hagi, am avut o interpelare și i-am domnul primar, iarăși suntem puși în situația să votăm creșterea prețului pe gigacalorie, și abia ne așteaptă Constanțenii ca să ne critique că noi nu facem nimic pentru ei. Și atunci am spus: haideți să creăm o alternativă." Asta, acesta a fost interpelarea. Haideți să creăm o alternativă la cet, cel puțin ca să putem să negociem cu cetul o valoare mai mică la gigacaloriei. Păi s a trecut peste ce interpelarea. Mea? Domnule, să mai facem o, un cet sau ce? Nu, C nu, nu cred nu. că e sustenabil, nu. mă scuzați. Eh, uh, după adică ce am nici avut, pe asta nu putem să nu, nu putem nu, cate, să nu. proiectul meu este foarte bine. clar. Am trecut la proiect dar o să am vrut să mai zic câte ceva despre ce. O să ne întoarcem, da? o să ne deci, întoarcem la ce. Proiectul meu prevede următor, următoarele variante. Trei, sunt trei variante eficiente și economice pentru Constanțeni. Prevede, punctul termic transformat în centrală termică pe gaz, simplu, închidem robinetul de la CET, punem cuptorul de gaz cu injector sau cu ce trebuie în punctul termic deja existent, că sunt 154 de puncte termice, am făcut corecțiunile la rețelele de la punctul termic către blocuri, am apăsat pe buton și pleacă apa caldă și încălzire. Simplu. Ca o soluție, bol. o soluție care mă susă, se aplică în Constanța, în unele blocuri, sunt puncte termice din câte Nu mai un punct termic este pe gaz, în schimb sunt 39 de blocuri cu centrale proprii pe gaz. Și acum, varianta 2, deci varianta 1, punctul termic transformat în centrală termică pe gaz, varianta 2, centrale de bloc, varianta 3, centrale de scară cea mai eficientă după mine e centrala pe scara blocului. La intrare ai pus o pe perete, un bloc cu patru etaje nu poate să ai mai mult de 16 apartamente sau 14 apartamente, mă rog, câte are. Cu... Așa. E foarte simplu. Ai montat centrala, ai tras două coloane de gaze, de apă caldă, pardon, pe stânga și pe dreapta, dai găuri în pereste, ai racordat la rețelele de calorifere din fiecare apartament și ai primit apă caldă și încălzire. Da? E simplă. E cea mai simplă. Centrala de bloc, de asemenea, se fac conexiunile și se apasă pe buton și avem apă caldă și mult mai ieftină. Asta este problema. Proiectul meu asta prevede. Îmi pare foarte rău că domnul primar l-a depus? Acum e înregistrat. L-am depus la City Park. L-am depus cu numărul de înregistrare la City Park. L-am depus pentru că el trebuia să fie înregistrat ca să aibă bază legală și să nu poată să spună cineva să fie pierdut că nu l-a depus Chesoi. Bun. În loc să dezbată acest proiect de hotărâre, care putea să suporte anumite amendamente, nu e bătut în cuie. Eu am făcut o expunere de motive, am arătat motivele pe care le-am discutat și aici, de ce este necesar și de ce este util și ieftin pentru Constanțeni. În loc să se dezbată acest proiect, s-a decis să se cumpere o conductă ruginită, prăpădită, cu pierderi imense, incalculabile. Noi vorbim aici de aproximitate, în aproximitate, adică nu, nu putem să spunem exact ce pierderi sunt. Da, domnule Chesuie, dar primăria spune așa, cumpărăm această conductă cu, nu știu, 2 milioane de lei, până la urmă nici nu e important, foarte important prețul, pentru că înțeleg trebuia că a fost, cu a leu. fost făcut. Nu, cu, că a fost cum se făcut, vindeau societățile la privatizare cu un leu, pentru că aveau anumite pierderi, așa trebuie să vândășească cu un leu. Sau trebuia să, luată, să fie luată în administrare, dacă se dorește să se obțină fonduri europene, domnul de, de, la, de, la, de, de, de la de la de minister. De la minister, da. De la da, Putea să fie în administrare, să obțină fonduri europene, după o repara, o făcea nouă și o la Eu ce? Eu aș vrea să vă așa, că s-a făcut un audit, adică n-a venit primarul și a scos 2 uh, milioane din bani. De, -a domnul, de spus, audit independent spun liberalii. Liberalii care sunt forța de opoziție au încredere în acest audit. Au spus, e bine, e, așa a spus auditorul, 2 milioane uh, prețul e corect. Dar, nu asta e important. Deși, mă rog, sunt bani domnul, și, important. Domnul, și important. Important e... e că primăria va atrage domnule Chesoi 65 de european. milioane de euro no fonduri europene până pe la finalul la anului. Și va reface Aș vrea să toată o văd. această Aș vrea să -o, o văd. Dar vreau să vă spun că nu o să ajungă. ce 65 de milioane, niciun sfert din uh, conductă nu o să fie reparată. Pentru că imaginați-vă că nu numai conducta se schimbă și se izolează pentru că ea, ea trebuie să nu aibă pierderi de temperatură, de apă uh, pierdută și așa mai departe, fierbinte. Ea trebuie să fie izolată foarte bine. În afară de asta trebuie să decopertezi șoselele, să sapi să bâie, e, înțeleg că nu toată asfalt conducta asfalt e subterană. E deci foarte nu tăie puțin, 140 e, e foarte de kilometri. prin, uh, prin, păi da, te, E, e și supraterană. Nu uh, 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 știu nimeni uh, uh, să-mi spune uh, 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 cât sunt. foarte mici e Nu știu nimeni uh, să spune cât sunt de Și, și aceea supraterană costă. Să o ah, da, A, da, -o... da, da, măcar nu mai Ați stricăm Ați văzut că la muncă și artă pe acolo sunt tablele alea căzute, da, da, vata minerală. E evident că va costa, da. dar zi, măcar nu mai stricăm și o să da, Eu vă spun și altceva, și dacă lucrurile ar fi perfect. Perfecte, pardon. Da. Așa. De ce să iau eu, să cară apa de la Cet Palace, adică din zona de sud-vest a orașului Constanță, de la capătul Constanței la capătul celălalt în nord-est, înspre Mamaia și înspre... De, de ce să cară apa de acolo? Pentru că din start, numai dacă o transport pe 80 și ceva, pe 200 de kilometri, normal că ea pierde din temperatură. Normal că în timp ruginește și pierde inclusiv apa fierbinte. Și nu crez -a. dacă cetul ar fi fost în mijloc cu Constanțe, poate că aș fi avut mai puțin de comentat din acest punct de vedere. Dar pierderile oricum sunt. Și când ai o conductă sau două sau câte sunt sub pământ, nu poți să le când se sparg, nu știi când ruginesc, nu știi când se, de se de deteriorează tabla sau cu ce înverișul acela care trebuie să izoleze termic. Da, da. Deci, mie mi se pare că e o chestie empirică, nu, nu, nu abordăm o tehnică nouă modernă pentru a rezolva problemele astea? Păi, de la scara blocului, ce conducte am eu până la apartament, domnul Hage, Puteți să-mi răspundeți? Câți kilometri de conducte avem? Nu avem, avem câte, câțiva metri, da? Până la fiecare apartament. Deci pierderile sunt eliminate aproape total. De la punctul termic avem puțin mai mulți metri, 20-30 de metri, depinde de bloc, unde 50 de metri. Cu siguranță de sunt mai puțin decât de la Iar Iarăși până sunt mai puține, păi, și de la CET până aici. Și mai avem și pierderi de uh, conducte, mai răscolim și asfaltul după ce că Uh, Asta e o observație bună. Când se strică o țeavă, știm cu toții, constanțenii că iarna trecută veneam spre muncă și trec inevitabil prin intersecția de la City Park, de la City Mall. Da. Cred că am stat 30 de minute sau 40 pentru că se strică o țeavă. Evident, trebuie reparată, nu că trebuie reparată în regim de urgență pentru oamenii. Deci mai stau și Da, cei de la electrocentrale se străduiau sărăci să-și facă treaba cât de bine da, se da, poate, da? da. Să o groapă aici, a vezi dacă se spartă aici puțin mai jos. A, nu e o muncă ușoară și e de înțeles că lumea înjură. Și șoferii, și oamenii care stau în casă. Dar și în primul rând se gândesc la bani, domnule Constanțen. Eu nu stau la bloc, eu stau la casă, am propria mea sursă de energie, pe gaz, centrale pe gaz. Deci nu caut chestiunea asta pentru mine. Am făcut-o pentru că am văzut că mereu creștea prețul gigacului. Cât eram consilier și votam, crește, crește. Băi, frate, dar până unde o să crească prețul ăsta? Și crește în continuare. Ați văzut? De la 300 și ceva când eram eu consilier, la, la, 400 460. S-a de și 500. 500. și ceva la anul Și ce dacă a crescut domnule Chesuie? Pentru că nu dumneavoastră nu plătiți, eu, eu nu plătesc. Da, dacă? oamenii plătesc 250 de lei. Primăria are grijă de noi, de Constanțeni, uh, Haideți să facem o paranteză. Eu am centrală pe gaze acasă, deci nu se racordă la, la... Domnul Hajo, de... chestia da, e foarte Și oamenii importantă. plătesc 250 de lei, nu 500 Do... și ceva. Bun, vorbim de preț, da? 400 Eu acum întreb consilierii și consiliul local uh, și pe domnul primar în, înainte să ca noi să preluăm, să preluăm conducțele de la CET pe care vine agentul primar apa fierbinte, mai simplu, Prețul gigacalorii era 460, da? Asta însemna că în acest preț de 460 de lei se includeau și pierderile din conducte, de care vorbim că le-am luat noi acum, da? Și pierderile de temperatură, și pierderile de apă, și uh, pierderile de reparații, de deci aveau costuri de întreținere și reparare plus pierderile de energie termică, da? Corect. Păi erau un preț de 460. De ce domnul primar nu i-a spus, domnule, păi eu ți iau pierderile, scade prețul gigacalorii. Cum, adică eu îți iau conducta care tu o întrețineai cu bani. Eu îți iau uh, energia, uh, conducta pe care trece energia de mică care avea pierderi. Deci care intra un costul de 460 de lei. Și pierderile, și reparațiile, și întreținerea păi da, dar rămân, da, Rămân, domnule, Bun, chestia, numai nu mai puțin. Nu puțin. Era 460. Cum adică eu îți cumpăr, îți dau și niște bani pe o conductă, vai de mama ei, cum am discutat până acum, iar tu îmi vinzi gigacaloria tot cu 460 de lei. Bravo, domnule, păi așa afacere să tot faci, Cum așa, cum așa, cum e posibil? Păi un privat făcea așa ceva, eu vă cumpăr dumneavoastră o relicvă de conductă de subteran și dumneavoastră nu-mi scădeți prețul la energia temică care uh, mi-o vindeți tot mie? Bun, și acum venim la bugetul primăriei, că se subvenționează și... La preț, gata, 250, 250 lei. Mulțumim, păi mulțumim de lei. Păi că Eu, eu cred, eu cred că cetățenii noștri, ai constanții. Ar trebui să se mulțumească în momentul în care ar vedea un raționament economic din partea primăriei, adică un mod economic și eficient de cheltuire a banilor. Banii aia de acolo sunt bani de la cetățeni, sunt bani de la bugetul statului, sunt bani din TVA, sunt mai multe surse care alimentează bugetul. Eu cred că un cetățean onest ar trebui să fie mulțumit în momentul în care constată că primarul și Consiliul Local. Au dat o hotărâre și au fixat niște priorități economice și eficiente pentru Constanța. Nu se întâmplă așa ceva, din păcate, cheltuim banul altuia mai ușor. Bun, hai să spunem că nu putem să fim perfect. Dar, cum poți să cumperi tu conducta cu pierderi cu tot și să nu negociezi să scadă prețul, domne? Din start, cetul acum, păi cetul este Ai fericit. Nu mai are nicio treabă, Apasă pe buton de și încălzește apă caldă, conductele de la primărie, dacă se sparte, curg, răspunde primăria, cetățenii suportă că nu au apă caldă și nu au căldură în casă. Cetul care este construit, așa cum bine știm, pentru a produce energie electric. electrică, da? nu termică, da. energia termică era un produs subsidiar. Ce Domnul, există pentru ăsta al meu. curând? Nu eu am descoperit caldă. Eu am văzut că cetățenii își pun uh, centrale de în apartamente și mi a dat seama că e mai economic. Am și întrebat, am studiat problema și am făcut proiecte de curând. Dar nu e vorba de, numai din de România, domn. În Germania am discutat cu un fost salariat de-al de -al meu uh, care locuiește în Germania. Are centrală de bloc. Am discutat cu cumnata mea din Spania, din Castelion. Au centrală de bloc. Pă, cred că în toate țările, domnule. Le am întrebat eu pe domnul Niculescu, am fost în Paris și am uitat după cetul din Paris. Am vrut da. să văd și eu turnurile cetului din A, Paris. Ei, Parisul nu are cet, cum avem noi. Nu am știut cum se încălzește. Am întrebat pe George Niculescu, un expert în energie de la PNL, care mi-a spus așa, acolo există mini-centrale de cartier, nu există un cet mare, centrale păi de ce există? care de Ce spuneam și, eu de, de pierdere de atâți kilometri de la cet până la capătul celălalt? Sunt 12-13 km, cât sunt. Cum să transport o 12-13 km agentul termic când poți să-l am aici, de la 50 de metri? Deci în Spania se poate, în Germania se poate, în Franța da. se deci poate. Deci să fac miniceturi noi... de cartier. Asta da, e o variantă bună, dacă ar fi loc și spațiu și să nu spargem prea multe șosele. Dar dacă ai punctul termic, care poate oricând să fie o mini centrală termică, o, să trecă pe un minicet. Un minicet poate să fie punct termic. Da. De ce nu-l faci, domnule, că doar bagi o centrală? Și sunt. Și mai e o chestie. Lucruri nec. care, mă spuzea, lucruri care s-au da? întâmplat în Mangalia, și eu nu sunt cel mai mare fan al primarului de acolo, dar trebuie să recunosc lucrurile bune. Centralele care erau pe păcură sau pe. nu mai știu pe ce funcționau, au fost trecute pe, pe gaz. Păcură, uh, pe, cred că pe păcură erau, au fost trecute toate pe gaz după ce s-a introdus da. rețea de pe, gaz în Mangalia. He, prețul, -a puil... prețul a scăzut foarte mult și Mangalia a ajuns dintr-o perioadă în care nu avea oamenii căldură în case pe vremea lui Tusac cred, uh, și în care era și cea mai scumpă gigacalorie din țară, să aibă și căldură și apă caldă la prețuri rezonabile, nu știu să vă spun acum, dar mă rog, la prețuri mult mai bune față de, de deci, perioada anterioară. Iarăși vreau să vă spun ceva de radet. Domnule, apropo și de condutele astea, vor să consilierii și domnul primar vor să înființeze o nouă societate comercială cu acționar unic, probabil, Consiliul Local, care să gestioneze Reparați în întreținerea cumpărate de la CERN. Păi cineva trebuie să aibă grijă de ele, de nu? De acord, dar tot ce face? De ce trebuie să fie păi în societate? De lui? ce trebuie să fie... A, e posibil uh, să înlesnească această societate comercială obținerea de fonduri europene. Da, mă mir, cred că și pe Radet se putea obține fonduri europene. Deși sunt sceptic că se vor obține fonduri europene, așa de repede, și de asemenea sunt sceptic că vor rezista... Ba, din potrivă, sunt optimist, așa, din uh, nefericire pentru noi și pentru, pentru mine și pentru Constanțeni, că uh, vor fi probleme în continuare cu pierderile de căldură și energie termică prin, uh, prin subteran. Și că vom, uh, vor fi din nou întreruperi în uh, zone avarii la CETA, o să vină avarii la societatea care o să fie. O societate, da, pe care da. avarii, din păcate, le vom plăti, înțeleg eu, toți și eu și dumneavoastră și cei care se uită, fie că beneficiem, fie că nu beneficiem. Radetul, după părerea, de... putea să, să preia această chestiune. Radetul, la ora actuală, la actuală, ca să funcționeze, consumă 150 de lei, cu aproximație plus minus câțiva da. lei, consumă 150 de lei pe fie, din fiecare giga calorie pe care o plătesc Constanține. Și acum, de ce trebuie să ne bucurăm că subvenționează primăria? Din banii aceia putea să cumpere centrale termice pentru punctele termice. Din subvenția, știți cât înseamnă subvenția pe un sezon de iarnă cu aproximație, vă spun că n-am uh, bugetul Cam în cât? față să. Aproximativ 60 de milioane de lei sau aproximativ în jur de 15 milioane de euro pe sezon de iarnă. Dacă facem face știți... la. Câte centrale se? se pot cumpăra din banii ăștia? Multe, foarte multe centrale. Eu cred că în două ierni, în două sezoane de timp uh, rece, în care se dă căldură și apă caldă în special, uh, ar fi fost suficient să acoperim toate punctele termice. Și mai e ceva. Sunt blocuri, sunt 39 de blocuri cu centrale termice pe gaz. Da? Știți Centrale, uh, deci fiecare cent... bloc are centrală la da, lui, da? sunt și blocurile aia după Babanovac, sunt și aneleleurile... acelea de... construite de către, în perioada lui Radu da, Mazele, nu de da, Radu în perioada lui, bn cred că, de pe Sunt Babanovac. și, și Sunt pe centrale termice pe gaz. Din, iarăși spun din nefericire asociațiile, în loc să încheie un contract de mentenanță cu o firmă specializată și să-și producă singuri energia termică pentru care fi fost mult mai ieftin, probabil rugați sau presați au uh, fost de acord să dea centrala termică la în, în uh, administrarea la Radet. Uh, a, a, fost un, a fost un scandal uh, la un moment dat pe care l-am urmărit. Uh, cei din administrația locală au spus așa, domnule. De ce vrei tu centrala asta? Pentru că dacă se strică, trebuie să o înlocuiești, e scumpă. Lasă-mi o mie orașului sau ora de turii, mă ocup eu de ea. Când se strică, eu am piesele de păi întreținere uh, și tu plătești uh, Aceast... o, o chirie. Această variantă face parte din proiectul meu, da? Vă Vă spun eu ce ar fi trebuit să. Primăria trebuie să cumpere centralele pentru toate blocurile sau pentru toate punctele termice, pentru că așa trebuie să ajutăm cetățenii, că din banii lor trăiește primăria și Consiliul Local și trebuie să facă lucruri pentru Constanțeni, 1, 2. Și uh, varianta uh, în care uh, radetul a luat centralele existente, cele 39 de la blocuri, în administrare, știți cu cât vinde radetul gigacalorial către cetățenii de la blocurile cu centrale proprii? Cred că știu. Cu cât? cu același preț ca de la CET. Păi se face un coș, domnule Chisui. Păi da? nu se face niciun Bunem coș. Noi și no, perele no, no, no. Și le ca și societate. No, 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 nu, 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 nu-i corect. Pentru că eu apa caldă nu o transport de la CET până la blocul respectiv, ci o am în bloc, acolo la 2 pași de bloc. costul de producție este clar mai mic. E, dar mult dar, mai mic. Dar punem într-un mic. ar fi discriminare că ce oamenii să plătească 100 și 250. Păi, păi de ce? Abia s-ar face la toate blocurile centrale. Dacă tot uh, își doresc cetățenii lucrul Ați vorbit de centrale la fiecare bloc. Eu am o întrebare care îmi place foarte mult și o adresez multora din invitații mei. De unde bani, domnule Chesoi? Dar luăm o pauză și o să vă rog să-mi spuneți după pauză. Vă de ban de ban unde bani pentru ban. centrale? Nu. Ne-am întors să discutăm despre un proiect pe care ex-consilierul local Tudor Chesoi l-a propus și l-a depus la primăria Constanța 2016, care, spune lui ar fi schimbat modul, în bine, modul în care constanțenii se încălzesc. Cei care sunt abonați la rețeaua de uh, încălzire centralizată. Bun. Proiectul prevederea, ați explicat uh, pe scurt, trei variante. Proiectul meu, da? Da, da. proiectul nostru. A spus că vă întreb așa, de unde bani, domnule chesoi? Pentru că asta înseamnă investiții în centrale, centrale de bloc, poate centrale de carcinogen. și cum văd eu lucrul ăsta? Bani? În primul rând, aici un rol important trebuie să aibă asociațiile blocurilor de proprietari. Asociații de proprietari din blocurile proprietate, mă rog, apartamente. Bun. Primăria subvenționează gigacaloria. Da? După cum spuneați, cam cum 15, milioane, cam 15 de milioane euro, milioane de euro. An. 30 de ani am făcut socotele. Eu, și eu nu știu 450 cât 450 acuma... de milioane de lei. Da. de euro, pardon. De da. euro. O sumă în, imensă. În, în, cât? În 30 de ani. Mă gândesc așa. Că nu, dar să punem ani, în 2 ani. Sunt vreo 30 de milioane de euro în 2 ani. În două ieri. Da? Două sezoane reci. Păi putem să ne interesăm. Eu, de exemplu... Da, spuneți-mi exemplu, da, o că aveți un hotel în Constanța da, da, de câte, un, câte nu știu. Are trei mic, etaje trei și etaje. am 12 camere, un salon de mic dejun și o recepție care ar însemna cam 15 camere, 16 camere, să zic Aproape maxim, un apartament, aproape cât un bloc de 4 aproape camere. Aproape cât un. Mai mic, aproape, mai, mic, mai vezi, mic un pic, da. Trebuie să Eu mă acolo, cât sigur că la Oscar poate că trebuie o centrală mai puternică. Eu folosesc da. o centrală de 65 de kW și nu am probleme cu căldura și cu apa caldă. Hai să A, sta, stați că... un pic, apa caldă cum vine? Dacă sunteți la etajul 30 de drumul la apă caldă, cât durează? A, cât durează? 30 de secunde. Da? Deci da. ajunge repede. Da, da, păi e lângă. E... Centrale, centrale cu boiler. Da, probabil, sunt la nu? 5 metri de hotel. care ține, care ține, cu boiler, sigur. Care că ține cu boiler. apa încălzită. Haideți da. să spunem că sunt mai mulți locuitori în apartament decât la hotel vine unul sau doi în cameră. Și... E corect, un bloc de să 4 etaje cu parter. Nu punem tot... de 60 de da. nu punem de 100, punem 250, 260, 280 de, 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 de kW. Trei ori mai mare, da. Da, de trei ori Cam mai mare. Cam costă o centrală? Pe mine asta m-a costat în jur de 16.500 de lei, cum câțiva ani de zile. Deși un preț nu să e foarte mare. 20. Să spunem de că mii. celelalte mai mari pot costa nu știu, 50 de mii, 60 de mii, 70 de mii. Păi să facem socotană câte se pot, câte pot cumpăra în două sezoane reci din 30 de milioane de eu. Care ar fi o economie, pentru ști, știți care ar mai fi avantajul? Că după ce faci uh, această investiție tu, primăria, din bugetul public, următoarea iarnă nu mai ai subvenție. Cu banii poți face altceva. Asociațiile de locatari spuneau că au un rol important în sensul de a încheia contracte de mentenanță cu uh, firmele de specialitate pentru a repara, pentru a uh, verifica în fiecare vară, în fiecare iarnă, așa centralele aceste centrale de bloc, dar în colaborare cu primăria lucrurile ar fi foarte simple, deci n-ar mai fi nicio problemă de, de întreruperea a energiei termice sau uh, așa la blocuri. De ce? Pentru că o firmă mare în, în, în colaborare cu primăria, în contract cu primăria, ar aduce același tip de centrale în toate blocurile și ar păstra 10, 15, 20 de centrale de rezervă pentru avarii. În momentul să presupune că s-a stricat la un bloc centrală a temii. Păi în momentul ăla vin cu o centrală nouă, o demontez, pe -aia am pus-o în două ore, am montat-o la loc, îi dau drumul să meargă și mă duc cu ea la atelier și o repar. Deci e atât de simplu. Sigur că vor fi... Problema de diferențe de centrale, de kilowatts, pentru că unele trebuie să fie mai mari în funcție de numărul de apartamente și alte mai mici, dar asta nu e o problemă. Deci bani sunt, numai că nu sunt cheltuiți gândindu-ne la. Cetățenii să plătească mai puțin, domne. să nu mai facă economie, domnule, să nu mai dea drumul la robinet și să stea nu știu cât timp până vine apa caldă, C să plătească apa rece. Corect. Cum îți reglezi temperatura într-o situație de acest gen, cu centralele de scară? Cum aveți la, la hotel? și poate regla temperatura în cameră? Din centrală. Din centrală. Din centrală. Dar în sigur. apartament? Există un termostat pot să pui un, termo, probabil, un termoambient. La, dar la... Pot să, da, da, poți să, sigur. Poți să pui un Că ambient. poate omul vrea 25 de grade, cineva vrea 23 de grade și așa mai departe. Da, de sigur, se sigur, și asta nu e. Se reglează foarte ușor E o problemă, să știți, pe e... care n-am nu, de, pe de care nu, am sona, care pe care n-am care adus o în discuție. Uh, faptul că de anul viitor primăria nu va mai putea acorda subvenții pentru încălzire, că nu îi mai lasă un uh, Uniunea Că e bine, bine așa, emisiunea așa asta, cum uh, să dezbatem. Uh, da, și chiar ar trebui să dezbatem pe tema asta și cu, uh, facem, cu asta, facem asta, cu toată lumea, toți cei care vor să discute despre acest subiect. Sucur, sunt, domnul, sunt domnul, de la Radet o să susțină că e bine cu Radet. Așa mi-a spus de fiecare dată Bine, dar să facă punct de Păgaz, și Popa, mie îmi da. place punctul său de vedere vine și îl susține mă rog, mi se pare un, așa un bun specialist. Așa sunt cetățenii cu vorbe frumoase, cu promisiuni cu așa, cu zâmbete nu asta nu e o soluție. Deci, respectul înseamnă atunci, pentru cetățenii, înseamnă atunci când faci ceva pentru ei la modul serios nu promisiuni, nu vorbe fiecare își apără, păi domnul Popa nu mai și își parohia lui radetul acolo, nu? El poate să vorbească foarte frumos dar realitatea este pe aici, pe unde spun eu. să nu spune asta. Spune că nu se poate. Că Și vorbește că... din punctul său da. de vedere. De ce da. credeți că acest proiect zace undeva în sertarele primării de trei ani de zile? Nu există o gândire frumoasă pentru cetățeni. Nu există uh, idei uh, în favoarea cetățenilor. Există alte gândiri care nu au nicio legătură cu interesul cetățenilor, care plătește Taxe și impozite locale. Eu aș vrea să vă spun așa, că ne apropiem de finalul acestui subiect, că aș vrea să văd, totuși, domnule Chesui, cei 65 de milioane de euro aduși de către primărie pentru a reabilita această rețea. Bani europeni. Dar dacă vin, Sim. vă promit da. că vă invit într-o emisiune să discutăm despre și dacă cum s-a schimbat Și, fața și dacă aduce nu o să ajungă, și eu sunt sceptic că îi vă obține așa de repede. Câte fonduri europene au obținut primaria Constanța? E cazul să discutăm? Uh, am scris de mai multe ori. Suma Sim. pe cap de locuitor cred că este la câțiva lei pe cap de locuitor. Nu de ce? Lei, lei, lei. Deci insignifian. Da. N-aș vrea Bun. să spun acum. Mă rog. insignifiant. Mai sunt și alte... Vom vedea care vom vede apă... ce, ce se întâmplă, dar asta vreau să vă spun că nu e singurul proiect care zace în sertar pe care l-ați avut în perioada cât ați fost consilier, dar să știți că am văzut și unele care Deși nu au fost scoase din sertar, au fost aplicate. A spus și la un moment dat că vreți băncuțe în oraș. Și lumea mi-a zis, ia, uite bă, băncuțe, de asta avem noi nevoie. După un an de zile de, nu, chiar de aveam nevoie autor, primăria a început să le cumpere și să, să, să le amplaseze. Da. Ceea ce e, e foarte bine și salutăm. Personal Pe salut acest demers. Da, foarte bine. Da, și eu folos. salut. Chiar nu mă gândesc că, n-am niciun orgoliu că trebuia să pună proiectul meu în dezbatere și să fie numele meu acolo. Nu, asta e problema. Problema este că uh, nici sunt binevenite. venite, uh, e bine că le-a pus, dar vreau să mai, mai lipsește ceva. A spus, da. Uite. A spunea cineva că, într-o propoziție, cel mai important lucru este după dar. 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 E, e un bine dar. că le-a pus, dar. E un dar. Ia e un Dar. Uitați, am trecut pe strada Burada zona gării. De la semaforul care la dreapta faci să intri în, gara, gară, în gară, impropriu spus, așa, înspre autogara autogară înapoi, sunt băncuțe pe trotuar. Aceea nu este o zonă în care cetățenii să stea ce să vadă, să inhaleze gazul mașinilor, noxele, așa, și să stea în soare. Bun, bine că le-a pus și acolo. Haideți să spunem și așa. Și păi, fi, -au, au o... Au o umbrelă, acolo, au umbrelă, ceva, au umbrelă da. da dar nimeni nu s-a gândit că să, în să fie două băncuțe puse în spate, în spate cu umbrele diferite. De ce? Păi în partea asta dimineața bate soare, nu stă nimeni pe căldura asta, pe banca aia acolo. Dacă punea spate în spate, să ducea în partea cealaltă unde era o umbră. Asta e un lucru simplu. Dar mai trebuie spuse. Deci nu mai acolo. Deci, trebuie... tipic, da, Asta e interesant, că n-am Spuneți că ar trebui să stea băncuțele spate în spate? Spate în spate și să să un așa, nu? sigur. Ca să, una din ele să o aibă un bilu tot sau timpul. Jumătate de zi are, una jumătate de zi are. Vara. Iarna nu prea stai da, Să stai, stai mai puțin. Mai Dar da, un interesant. Deci e bine că le-a pus. În gară sunt multe de rezolvat. Dar, apropo de băncuțe, în proiectul meu spuneam să pună și în jurul blocului la asociație de locatari. De ce? Pentru că sunt bătrâni care coboară din bloc și poate nu pot merge mai departe. Coboară și ei să ia aer, să a, asculte, mă rog, să vorbească. să Unde să stea? Că nu. Să, să pună băncuțele în zone aglomerate. E zona după trotuar, care am amintit ea, nu e o zonă aglomerată. Eventual în gara era o Au zonă fost, aglomerată. Nu, a, da? a fost cu dumneavoastră și am văzut că ne a spus că vreți să pună niște bancuțe undeva pe Soveja, nu mai știu, intersecție exact. Au trecut trei ani de zile, în acea intersecție. Bun, sunt domnule. acum. Bun, foarte bine. -a făcut. Stăteau Trecem pe, la un proiect, că ăsta pe... s-a rezolvat. Trece. Nu mai da, știu foarte bine că le-a le făcut. Foarte bine. Mai da, sunt da. lucruri de corectat. Nu sunt, da, interesante uh, de aceasta da. de a fi pus spate, în spate, 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 dacă e loc. Da, da dacă, spate în un... spate, să pună și în jurul locului. Bun, ăsta e bifat pe jumătate, să spunem, pe trei da. sferturi. Și mai sunt, spuneți, care stau acolo ca da, scartari. Mai sunt, dar am făcut proiectul pentru, uh, pentru uh, înființarea unui centru de primire a femeilor agresate fizic. Și a bărbaților, că am auzit că mai sunt și bărbați bătuți Se mai întâmplă. Da. am făcut proiectul ăsta. Este obligator, Este obligator prin lege. Există o lege, nu știu să vă spun ce număr are legea acum, din ce an, dar am documentele pe care m-am bazat când am făcut acest proiect de hotărâre. Există o lege care obligă autoritățile locale să înființeze un centru de primire a victimelor violenței în familie. Și am mai spus-o, e simplu. Cinci camere, două, două camere de cazare gen hotel, un birou de primire și de evidență un birou de consiliere juridică și un birou de consiliere psihologică. Și atunci o victimă, o femeie care e bătută care este într o stare gravă, și psihic și fizic și așa mai departe. Este primit acolo, este consiliată psih psihologic mai întâi, este îndrumată juridic să unde să se adreseze în colaborare cu uh, uh, spitalele cu cei care dau certificate medicale de Uh, iml -ul. Da, cu IML-ul, așa. Uh, și atunci, ce se întâmplă? Victima respectivă este cazată o noapte, două, trei, deci temporar, în acele două camere sau trei, după, sper să nu fie nevoie de foarte multe, în Constanța, uh, timp în care ea își revine psihia este consiliată, cum am spus, este încurajată, uh, se fac demersuri juridice, se fac demersuri la poliție, uh, bătăușul este chemat, este anchetat, este acum s-a dat și lege. Uh, poate să intre și în casă să-l ia de acolo. Am citit despre chestia asta. Da? Și atunci era greu ca primăria să dovedească că se gândește la cetățenii constanțeni, la toți cetățenii și la, cei, și la femeile care sunt bătute, sunt maltratate, sunt chinuite. Și la alte genuri de, de, și alte categorii de, de oameni din Constanța, să-i ajutăm cu ceea ce putem noi și cu ceea ce vom obligația prin lege să, să, facem, să, să, le facem ceva bine cetățenilor. Proiecte în interesul Constanțenilor, inițiate de un consilier local, cam asta ar trebui să facă, după părerea mea, și acum vorbesc cu dumneavoastră, consilierii locali. Ia aștept pe toți, consilierii locali și județenii. Așteptăm aici la Dobrogea TV să ne spună ce au făcut în acești trei ani de zile, care sunt proiectele pe care le-au depus, chiar dacă nu s-au îndeplinit, și care sunt proiectele pe care vor să le depună până la finalul acestui mandat. Nu primarul conduce un oraș, un oraș este condus de către consilier. Cel puțin așa ar trebui să fie. Primarul este un singur consilier, sunt 27. Dacă vin câte patru proiecte bune în fiecare an de la 27 de consilieri, fața orașului se poate schimba în bine. Vă mulțumesc, mai sunt și altele, dar nu mai avem timp. Vă mulțumesc, mulțumesc pentru prezentare. Mulțumesc eu pentru invitație. Domnule Chesui, mulțumesc și dumneavoastră că v-ați uitat să aveți o zi excelentă în continuare.